Bună seara și bun găsit la știrile serii. Pentru început, iată care sunt știrile pe scurt. Termoficarea pornește mâine și în Valea Jiului. Pediatria de la Spitalul Județean Deva se mută în aripa veche a spitalului. Angajații Poștei Române au protestat astăzi din nou. După zile în șir de scandal, acuzații și, bineînțeles, frig, iată că într-un sfârșit și în Valea Jiului pornește căldura de la termoficare. Abonații care au făcut vari modificări la rețeaua de termoficare trebuie să fie foarte atenți în această perioadă. În ultima lună, deși în Valea Jiului temperaturile exterioare au fost sub limita perioadei, sistemul centralizat de încălzire nu a funcționat. Au fost scandaluri, s-au găsit vinovați, însă cei care au avut de suferit au fost tot cetățenii. Iată că într-un sfârșit de mâine și în Valea Jiului pornește termoficarea. Am vrut să fac cunoscut acest lucru și în acest context, începând de mâine dimineață, se vor face probele de încărcare la agentul secundar în municipiul Petroșani. Luând în considerare faptul că rețelele ar putea ceda în momentul încărcării, reprezentanții societății de termoficare avertizează populația că pot apărea defecțiuni. Astfel, dacă vă confruntați cu diferite probleme, sunați la dispeceratul termoficării. Pe această cale rog pe cei care vor avea cumva probleme de mâine începând, pentru că încărcările respective pot să producă daune în condiția în care, știu eu, poate mai sunt oameni care au adoptat alt sistem de termoficare și și-au tăiat rețelele, și de aceea dacă cumva sunt probleme în acest sens, îi rog frumos să sună la un număr de telefon de la dispecerat de la noi, respectiv 0254 543 338, la care va fi disponibil începând de mâine dimineață, în tot weekendul și, bineînțeles, și în continuare, în zilele următoare. Încărcarea caloriferelor durează 2-3 zile, astfel căldura efectivă o vom simți abia de luni. Cei mai fericiți vor fi fără doar și poate elevii de la școlile din Petroșani, care luni când vor ajunge la școală vor găsi clasele încălzite. Mai mult, aceștia vor scăpa de păturile cu care 3 săptămâni și-au acoperit picioarele sau de aerotermele pe care le băgau în priză pentru a se dezmorți. Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Deva se va muta în aripa veche a spitalului la etajul 4. Reprezentanții spitalului cred că aceasta este cea mai bună soluție. Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Deva se va muta în aripa veche a spitalului la etajul 4, în spațiul în care acum funcționează secția de chirurgie. Cel puțin așa susține directorul medical al unității spitalicești. Totuși, acest lucru nu se va întâmpla prea curând, asta deoarece acel spațiu trebuie reabilitat și dotat corespunzător. În schimb, varianta mutării secției de pediatrie în aripa 9 iese din discuție. Actuala clădire unde este găzduită pediatria nu corespunde normativelor de asistență medicală valabile pentru anul 2016. În 2009 s-a demarat această reparație capitală pentru a rezolva nu numai problema pediatriei ca prioritate, dar și alte secții, oncologie, neurologie și aproape toate secțiile din Spitalul Județean Deva. Proiectul din 2009, ce prevedea reparații capitale la Spitalul Județean, avea o valoare de 100 de milioane de lei, dar timp de 2 ani nu s-a făcut mai nimic. În luna octombrie anului 2011, Consiliul Medical și directorul medical Ioan Demeter decideau ca secția de pediatrie să fie amplasată la etajul 6 al aripii noi, dar și la etajul 6 al clădirii vechi, etaj care ar fi urmat să fie construit. Așa, pediatria ar fi avut suficient spațiu. Problema este că cineva, încă nu știm cine, a decis să schimbe proiectul, astfel încât pe clădirea veche, etajul 6 nu a mai fost construit, iar pe un singur nivel al aripii noi, secția nu ar încăpea. Așadar, cea mai bună variantă este mutarea în clădirea veche a spitalului, după ce aceasta va fi reabilitată de urgență. Mutarea acestei secții se preconizează a se face la nivelul 4 al aripii vechi, odată cu dezafectarea nivelului 5 și 4, fiindcă nu se pot face lucrări începând de la mijlocul clădirii. Varianta mutării pediatriei la etajul 4 în vechea clădire a spitalului este acceptată și de șefa secției. Cred că este o soluție bună din foarte multe puncte de vedere. Nu vorbesc, aici avem un spațiu foarte, vedeți, foarte generos, avem căldură, avem lumină, dar suntem departe de laborator, de radiologie, de UPU, de ATI. Personalul nostru foarte mult trebuie să transporte dincolo materiale de care avem nevoie. De asemenea, în cazul în care un copil s-ar agrava aici pe secție, este mai greu de transportat, trebuie să solicităm salvarea, deci necesită timp. Ori fiind acolo în clădirea centrală, este foarte bine că putem apela la celelalte servicii. Mutarea secției de pediatrie într-un spațiu adecvat depinde acum de rapiditatea cu care se mișcă toți factorii implicați.
Astăzi a fost a doua zi în care poștașii au refuzat să înceapă munca. Aceștia spun că vor continua protestele până la momentul în care vor primi salariile mărite. De mai bine de o jumătate de an, conducerea Poștei Române refuză să soluționeze revendicările angajaților. Situația în care s-a ajuns acum a fost generată de eșecul negocierilor dintre sindicaliști și conducerea companiei Poșta Română. Concret, reprezentanții poștașilor au cerut inițial pentru angajat salarii mărite cu 200 de lei, pentru ca mai apoi să fie dispuși să accepte și o creștere de doar 100 de lei. În urma unor lungi discuții ce au avut loc miercuri, compania a acceptat o majorare salarială de doar 60 de lei, lucru considerat inacceptabil ținând cont de faptul că de mai bine de 6 luni de zile angajații își cer drepturile. Am ajuns în situația asta pentru că efectiv am fost amânați zi de zi, săptămână de actualul management al Poștei. Și întreaga zi au fost aceștia. De 7 luni de zile așteptând oamenilor sunt foarte mari, am ajuns în punctul culminat acum, înseamnă că efectiv nu au vrut să accepte o revizare de bun zi, spune noi, de 100 de lei net. Proteste similare au loc în toate oficiile poștale din țară. Până acum, conducerea companiei nu a reacționat în niciun fel. Angajații nu vor renunța la demersul lor până în momentul în care le vor fi rezolvate cererile. Duminică 30 octombrie se împlinește fix un an de când a fost pus lacătul pe exploatarea minieră Petrila. Urmărim în reportajul următor cum arată orașul astăzi după acel moment istoric. Țara noastră aur poartă, nouă nimeni nu arată. Thank you.
Pot să mai spun ceva? N-am cuvinte. Știu că v-ați pierdut soțul aici. Da. Și cum este să știți că el și-a pierdut viața în subteran și astăzi se închide vie? Ca și cum ar fi mormântare acum din nou. Și eu mi-am pierdut soțul aici. Cu 7 ani. Ce a rămas în urma lor? Nu se vede. Nu lăsa. Să am amintire. Deci e ultimul pulver de cărbune. Eu. V-ați gândit vreodată că o să plecați de aici doar cu un bulgăr de cărbune? Niciodată, de 25 de ani de când lucrez aici, nu m-am gândit că o să ajung în halul ăsta. Ce, îți vine să urli, îți vine să plângi și na, ne abține. Și acum plecați doar cu un bulgăr de cărbune de la mine? De fapt 3, ca să dau și la cunoscuți. Cum e momentul ăsta pentru dumneavoastră? Nu, știu că eu de 2 zile n-am prea putut să dorm. Sunt la pensie, dar nu, sentimentul e foarte ciudat. Ați trecut prin momentul extraordinar de dificil aici? Am trecut. Reușit să ies la pensie sănătos, așa le doresc și colegilor mei. Că, nu știu, dar asta e începutul sfârșitului mineritului în vale. Cum e sentimentul ăsta? Ca o mormântare. Ce pot să spun altceva? Deci un sentiment care nu pot să-l explici. V-ați fi gândit vreodată că o să asistați la momentul ăsta? Când m-am angajat în 89, nu. Asta se întâmpla acum un an la Petrila. Pe data de 30 octombrie, ortaci au intrat pentru ultima dată în subteran pentru a scoate ultima tonă de cărbune din cea mai veche și cea mai adâncă mină de cărbune din România, exploatarea minieră Petrila. Autorități locale, specialiști din minerit, foști ortaci care și-au mâncat jumătate de viață pe galerii, dar și văduve care au rămas fără soți în urma exploziilor din subteran, au fost în urmă cu un an la înmormântarea exploatării miniere, după cum au denumit cei prezenți atunci momentul istoric în care pe mina Petrila s-a pus lacătul. Astăzi, exploatarea minieră dispare încet, încet și asta pentru că până în 2018 pe acest amplasament trebuie să fie gazon verde. Echipamentele din incinta minei, ortacii, dar și lucrurile de valoare au fost mutate la alte exploatări viabile, totul pentru a se face curățenie. Clădirile minei sunt acum la mâna Ministerului Culturii, care de mai bine de un an nu reușește să stabilească dacă ele pot fi păstrate sau nu. Au venit specialiști în vale pentru a vedea la fața locului starea construcțiilor, însă fără vreun succes până acum. Ministerul Culturii a primit mai multe cereri din partea minei și a primăriei de a veni la fața locului, de a constata starea în care se află clădirile în acest moment și de a începe procesul de găsire a unor soluții, astfel încât clădirile monument să fie păstrate, sau, mă rog, nu neapărat doar ele, ceea ce e valoros din punct de vedere cultural, dar și procesul de ecologizare să poată continua, de punere în siguranță a galeriilor și de a reda acest loc orașului. Sunt clădiri care pot rămâne în continuare și e clar că sunt importante. Comisia Națională a Monumentelor Istorice s-a exprimat pe acest subiect de aproape un an de zile, de la începutul anului trecut, și drept urmare ansamblul clădirilor respective, deci nu toate clădirile, sunt clar clădiri care sunt nevaloroase pe acest amplasament, a fost clasat monument istoric de grupa A, ceea ce înseamnă valoare națională sau internațională. Deci în lista monumentelor sunt grupa A și grupa B, valoare locală. Ultima vizită a specialiștilor de la cultură a fost la începutul anului. Atunci s-a luat în calcul să se salveze preparația veche, puțul centru, coșul de fum, compresoarele vechi, puțul cu schip și atelierul mecanic. Bucuros de promisiunile de păstrare a celor 7 clădiri, actualul primar al orașului Petrila, Vasile Jurca, pe atunci viceprimar, căuta de zor să acceseze fonduri europene, bani cu care să dea construcțiilor o utilitate și chiar să facă din ele puncte de atracție pentru turiști. Să identificăm toate fondurile europene care se pot accesa pentru genul ăsta de clădiri și o să încercăm să le dăm o utilitate în așa fel încât ele să poată fi și vizitate, dar să fie și cumva, cum să zic eu, funcționale. Și vă spun numai o idee, mă gândesc în puțul centru, sus, să facem o cafenea, de exemplu. Să punem un lift pe exterior și cei care vin să viziteze să poată să stea la masă, să bea o cafea. Vom pune pe pereți fotografii cu etapele de construire și de deschidere a minei din timpul perioadei în care s-a lucrat la mină. Deci sunt așa câteva idei, v-am spus. Cu siguranță o să încerc să facem și o dezbatere publică pe tema asta și vreau să văd și alte idei ale petrilenilor și dacă ele se pot pune în aplicare. Astăzi, proiectele sunt în coadă de pește.
Deci în momentul ăsta, din păcate, suntem blocați datorită faptului că aceste clădiri n-am reușit, sau mă rog, cele care sunt în patrimoniul Societății de Închideri Mine, au rămas tot acolo, în urma adreselor pe care le-am trimis la Ministerul Energiei, la Societatea de Închidere, la Ministerul de Finanțe, toate demersurile, din păcate, au rămas fără răspuns. Încercăm să facem proiectare și să depunem o cerere de finanțare pentru preparația veche pe care o avem în patrimoniul Consiliului Local și sper eu, nu știu, până anul viitor să reușim să luăm și celelalte clădiri și să le introducem toate într-un program de reabilitare și ulterior să fie introduse într-un circuit turistic. Deci la momentul ăsta am o discuție cu o firmă de proiectare specializată în clădiri de patrimoniu, care a și venit, a făcut măsurătorile pe aici și o să avem după aceea discuții să vedem în ce fel le putem pune în operă, să zic așa. Închiderea minei Petrila în urmă cu un an a lăsat totodată o gaură neagră în bugetul de venituri al administrației publice locale. Veniturile primăriei s-au diminuat odată cu închiderea minei Petrila, dar din fericire am reușit în continuare să obținem fonduri guvernamentale și am scris deja până la ora actuală foarte multe proiecte cu finanțare din fonduri europene pe care sper eu pentru care sper eu să obținem finanțare în următoarea perioadă. Cât despre petrileni, aceștia își amintesc cu amărăciune de ziua în care s-a pus lacătul pe mina Petrila. Greu, foarte greu. Nu e locuri de muncă, lumea trece după o zi pe alta. Cum credeți că va fi orașul la anul când se va închide și Lonia? Mai greu. Diferențe nu pot să spun că am observat. Cam tot. Așa, problema e că speranțele sunt din ce în ce mai mici. Că dacă alte, să spun așa, locuri de muncă nu se mai fac, nu apar. Dar cum credeți că va arăta la anul orașul? Pentru că și mina Lonia se va închide. Păi mai bine în niciun caz nu cred. Închiderea minei Petrila a reprezentat și reprezintă în continuare pentru oraș o catastrofă. Faptul că și ultima exploatare minieră de aici rămasă în picioare, Lonia, are soarta pecetluită de minister, nu face decât să pună sare pe rană. Petrila, cel mai estic oraș al Văii Jiului, a avut funcționale de-a lungul timpului 4 exploatări miniere: Lonia Pilier, Petrila Sud, EM Petrila și EM Lonia. Mii de oameni au mâncat o pâine lucrând în subteranul lor și tot atâția șacali și-au umplut visteriile tot de pe urma lor. Pensionarii care se încadrează în legea 155 din 2016 pot sta liniștiți. Pensiile au fost calculate, așa că urmează să primească drepturile financiare reîntregite pe card. Mai mult, cei care și-au depus dosarele de pensionare în această lună au beneficiat de softul care a dat multe bătăi de cap. Softul care a ținut în loc mai bine de 3 luni recalcularea pensiilor după intrarea în vigoare a legii 155 pe 2016 dă roade. Primele pensii au fost recalculate și chiar ortacii care și-au depus dosarele de pensionare în această lună au beneficiat de softul mult așteptat. Așa cum vă spuneam în urmă cu câteva săptămâni, m-am ținut de promisiune și eu și domnul ministru Dragoș Pătlaru, iată că softul acesta, după care am așteptat cam mult timp, este în sfârșit funcțional. Cei care au ieșit acum în pensie în ultima lună de zile, li s-a calculat decizia după noul soft, după noile prevederi legale cu ajutorul noului soft, urmând ca de săptămâna viitoare deja să înceapă să primească deciziile, noile decizii, și cei care au ieșit în pensie înainte până la 1 aprilie 2011. Deci, deși a durat nepermis de mult, eu în continuare spun că oamenii cele 2-3 luni de zile nu aveau de ce să aștepte, cu toate acestea mă bucur că putem spune că s-a rezolvat totuși. Odată finalizat procesul de recalculare, urmează ca pensionarii să își primească pensiile reîntregite pe card. În urmă cu 4 ani, Biblioteca Județeană Ovidensușianu Hunedoara Deva oferea iubitorilor de lectură bucuria întâlnirii cu Mihai Andrei Lazăr, tânărul elev care ne dăruia prima lui carte. Acum, la vârsta adolescenței, tânărul autor a venit în fața noastră cu al doilea său volum, un volum plin de sensibilitate și mai ales scris cu talent.
La sfârșitul lunii octombrie, în eleganta Saldor din incinta Devamol, Mihai Andrei Lazăr, strălucitul elev al Colegiului Național Iancu de Hunedoara, ne-a invitat la noua lui lansare, cartea Metamorfoza unui timp fără timp. Laureat al tuturor olimpiadelor județene de limba și literatura română la care a participat din clasa a 5-a încoace, laureat al olimpiadelor și concursurilor naționale, Mihai Andrei Lazăr se bucură de aprecierea unanimă a cititorilor, a profesorilor de limba și literatura română. Textele adunate între copertele acestui volum ne reamintesc sensibilitatea remarcabilă și talentul scriitoricesc autentic al lui Mihai Andrei Lazăr. Vădesc maturizarea petrecută de-a lungul celor 4 ani de la debutul său editorial. Impresionează acuratețea scriiturii, profunzimea analizelor, stăpânirea impecabilă a limbii române, rezultat al unor lecturi din ce în ce mai profunde, mai elevate. Meditații și considerații pe teme precum curgerea timpului, actul creației, puterea cuvântului, iubirea eternă, plăsmuirea, relația narator-narator, lectura ca necesitate vitală, dar și riguroase analize și interpretări originale din opera lui Eminescu, Caragiale, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ion Minulescu sau Ionel Teodoreanu se regăsesc în acest excepțional volum. Cartea lui Mihai Andrei Lazăr este demonstrația vie și imbatabilă a necesității și importanței lecturii de la cele mai mici vârste, pentru că numai cineva care citește cu pasiune, care iubește cartea și nu poate trăi fără slova tipărită, își poate sublima lecturile în pagini scrise cu talent, pline de învățăminte pe care le-a extras din lecturi. Pentru că Mihai Andrei Lazăr a deschis ochii în lumea cărților, într-un mediu de intelectuali care i-au sădit în suflet pentru tot restul vieții dragoste pentru lectură, rezultatul este reprezentat concret de cărțile pe care el însuși le scrie, de truda plină de dragoste cu care își plăsmuiește scrierile. Bine v-am găsit astăzi la lansarea celui de-al doilea volum al meu, intitulat Metamorfoza unui timp fără timp, o carte de referință care tratează diverse teme, de la iubirea ideală, la fascinația creației, de la miracolul plăsmuirii până la vârsta adolescenței, care este una dintre cele mai reprezentative din viața unui om. Mă bucur să am azi alături pe prieteni, pe colegii mei de la școală, să am alături familia și sper că vom petrece împreună o după-amiază extraordinară. Pasionat de literatură, de filosofie, psihologie, de arte plastice și muzică, Mihai Andrei Lazăr reușește în volumul său să îmbine în mod sincretic toate aceste pasiuni, textele sale fiind adevărate polifonii și tablouri policrome. Aceste trăsături ale stilului lui Mihai Andrei Lazăr au fost subliniate și puse în lumină de conceptul care a stat la baza organizării acestei lansări, pe fundalul pânzelor semnate de artistul plastic Constantin Alăzăroaie și în acordurile Quartetului Cuore al Liceului de Arte Sigismund Toduț. Acum, la vârsta adolescenței, tânărul autor vine în fața noastră cu un nou volum, un volum plin de sensibilitate și scris cu talent. Laureat al Olimpiadelor Școlare de Limba și Literatura Română, la care a participat încă din clasa 5-a încoace, laureat al Olimpiadelor și Concursurilor Naționale, Mihai Andrei Lazăr se bucură de aprecierea unanimă a cititorilor și a profesorilor de limba și literatura română. La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către tânărul scriitor Mihai Andrei Lazăr. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 spre 30 octombrie, România trece la orarul de iarnă. Ceasurile se dau cu o oră înapoi, ora 4 devenind 3. Potrivit specialiștilor, ora de iarnă și cea de vară sunt folosite pentru a profita cât mai mult de lumina soarelui. Este important de știut că nu se modifică mersul trenurilor. În schimb, trenurile vor staționa un ceas în prima gară, începând cu ora 4, și țările vecine, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Ucraina, trec la orarul de iarnă în acest weekend. Pe raza sucursalei regionale de transport feroviar de călători Timișoara vor fi afectate 10 trenuri, din care 5 interregio și 5 trenuri regio. Trenurile de călători aflate în circulație după ora 4, ora oficială de vară, vor opri în stațiile din parcurs stabilite, unde vor staționa până la ora de plecare din orarul în vigoare conform orei oficiale de iarnă, iar trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul până la destinație. Chiar dacă doar într-o singură noapte dormim cu o oră mai mult, această schimbare afectează ceasul biologic. 8 din 10 persoane simt efectele trecerii la ora de iarnă, în special copiii. Majoritatea vor reuși să adoarmă la ora 22 dacă sunt obișnuiți să adoarmă la ora 23 și deci în noaptea de duminică spre luni vor dormi cu o oră mai mult. Dimineața ne vom trezi cu soarele în geam, dar întunericul se va lăsa mai devreme. Această schimbare ne face să fim melancolici, indispuși și irascibili. Atunci când e întuneric, organismul nostru secretă melatonină, un hormon care dă starea de somnolență, iar atunci când noaptea vine mai devreme, dar nevoia de somn mai târziu, se produc dezechilibrări hormonale care ne dau stări de supărare și de depresie.
Organizația județeană ALDE și-a validat lista candidaților pentru alegerile parlamentare. Aceștia speră să obțină un loc în Senat și unul la Camera Deputaților, primii pe listă fiind fostul primar din Aiud, Horațiu Josan, și Daniel Rusu, actualul edil al comunei Spring. Echipa cu care ALDE Alba va intra în lupta pentru Parlamentul României a fost validată ieri de către Biroul Electoral Județean și are în componență atât oameni cu experiență în administrații locale sau județene, cât și oameni de afaceri. Pe locurile eligibile se află Horațiu Josan, care a ocupat fotoliul de primar al Aiudului timp de 4 mandate, și Daniel Rusu, edilul șef al comunei Spring. După părerea mea, asta este cea mai tare și cea mai bună echipă pentru județul Alba. Am văzut că fiecare spun că au echipa cea mai bună. Am văzut PSD-ul, am auzit de mult trâmbițând PNL-ul, PMP-ul, domnul Negruțiu. Fiecare spune că a lor e cea mai bună. Eu vă și motivez de ce a lor nu este bună și a noastră este bună echipa. Fiecare din echipele care le-am enumerat mai sus au pe locuri eligibile foști parlamentari, unii de când s-a înființat Parlamentul, vorbesc de domnul Pereș, alții au mai fost consilieri, și vreau să afirm că toți sunt mincinoși. Nici unul nu a făcut ce a promis. Horațiu Josan vine cu o serie de propuneri legislative cu care speră să convingă electoratul. Să avem odată oportunitatea de a accesa acele fonduri și de a dezvolta zonele care au fost cam uitate de timp, și astea doar din considerente politice, de a arăta că unii sunt mai proști și unii sunt mai buni, dar având de suferit până la urmă populația din acea zonă. În al doilea rând, să trecem la dialog. Pentru că foștii parlamentari de Alba și aici, domnul Lazar, a făcut pentru fiecare, așa în câteva cuvinte, nu o etichetă, ci o descriere succintă ceea ce au făcut. Deci oamenii ăștia, vreau să vă spun că nu au purtat dialog între ei. Că nu au purtat dialog între ei și au purtat monologuri, e problema lor. Dar cred că trebuiau să poarte dialog între ei, să găsească un numitor comun, o platformă prin care, într-adevăr, să nu scape nicio oportunitate pentru județul Alba. O lege a lobby-ului, și cel mai important lucru, pentru că am lucrat la prima parte a legii bugetelor locale și urma să facem legea echilibrării bugetelor locale. Aici am lucrat în calitate și de specialist în acea comisie care am reușit să o facem în perioada 96-2000. Speranțele pe care le au reprezentanții județeni ALDE este un procent de aproximativ 10% și două locuri în Parlament. ALDE Alba va avea doi parlamentari. Oameni cu experiență, oameni care știu să facă și administrația, au demonstrat pe plan local că sunt capabili și pot să facă un bine pentru oameni. Prin urmare, domnul Josan va fi deputatul nostru de Alba, iar domnul Rusu va fi senator. Pe lângă cei doi pe liste se mai află Gheorghe Bora, Dacian Herlea, Nadia Maria Spătariu, Cosmin Arion, Daniel Demenic și Marius Popescu pentru Camera Deputaților, în timp ce pentru Senat mai sunt propuși Maria Oprea, Onoriu Pompiliu Forda și Daniel Mărginean. Acestea au fost știrile. Eu vă dau întâlnire luni la o nouă ediție a buletinului de știri Info Capital. Până atunci, să aveți un weekend cât se poate de liniștit.